Prieteni dragi, vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este vineri și o să vorbim 3 zile la rând doar despre Survivor și dacă sunteți noi pe acest canal, vă rog foarte mult să vă abonați la acest canal pentru că se merită. O să fac analiza zilei de ieri și mai exact zilei de joi, vreau să fac anumite remarci și încă o dată să empatizez cu ceea ce a spus Iancu Sterp în vlogul lui. Dacă n-ați urmărit vlogul lui, merită urmărit, unde spune că ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor, realitatea nu este exact așa cum este, ci se fură foarte mult. Un simplu motiv este că nu ne arată voturile și dacă ni le-ar arăta probabil le ar ei cum ar vrea, cel de-al doilea motiv se zvonește că Jadur ar fi fost pus să voteze Ana, de ce nu știu, doar pentru a face o intrigă între dumneavoastră spectatori, nu o să vă țin mult cu aceste reculegile ale mele, doar vreau să vă spun că chiar ceea ce se vede la televizor cred că nu este nici măcar 20% real, pentru că dumneavoastră vedeți și dacă este totul roșu, totul roz, nu nu vă ajută cu nimic, nu ați mai avea intrici și așa mai departe. Și acum să revenim la subiectul Jador și Ana puțin. Mi-aduc aminte că acum o lună de zile înainte de a pleca Majda, Jador o nominaliza pe Majda fiind prietenă de a ei, menționez fiind prietenă de a ei și o nominaliza pe Majda pe criterii sportive. Acum Jador a spus că Virgula Moroșanu și Culiță Este prietendea lui și nu poate să Nominalizeze niciodată Ba mai mult el despre Majda spunea Că o consideră ca pe o mamă și așa mai departe Aici îmi dă multe de gândit Ori Jador nu are Un cuvânt în fața dumneavoastră Și se contrazice singur Și asta ar însemna că nu dă bine la televizor Ori este pus De staff să voteze Ceea ce trebuie să voteze Și mai exact Ana Dar și așa haideți să fim sinceri și să fim serioși, cred că și Ana, dacă stau bine să mă gândesc, ar fi avut voturi mai multe decât Melina și Sorin la un loc, pentru că da, mulți spuneți, domne, de ce ai ieșit, că de ce nu ați votat Ana și așa mai departe, nu. Și dacă votam Ana și dacă nu votam Ana, Ana tot trebuia să iese din emisiune pentru că a fost votată deja dor. Iar la televizor, dă bine un scandal sau bubuie un scandal de o asemenea anvergură, plecând o faimoasă foarte bună din echipa, aduce cer în echipă, discuții între dumneavoastră și așa mai departe. Și haideți să vă mai spun un secret, o să vedeți că la sfârșitul competiției Jador nu va câștiga competiția, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, vă reamintesc că a fost câștigată competiția de Elena, concurând cu Iancu Sterp, care Iancu pe acea vreme nu mai ce plecase de la puterea dragostei, Jador îl susținea, toți urmăritorii a pus să-l susțină Bianca cu Culiță Sterp și cam toate vedetele din România l-au susținut pe Iancu și, surpriză mare, ce să vezi, se pare că Elena l-a bătut la voturi pe Iancu, ceea ce nu cred, doar că l-a bătut la voturi pentru... A vorbit dumneavoastră despre emisiune, a vă, integra, a vă integra foarte mult și așa mai departe. Dumneavoastră fiind indignați, urmăriți emisiunea și așa mai departe. O să vedeți că o să mai fie foarte, foarte multe nereguli până la sfârșitul emisiunii. Și acum, haideți să vorbim strict despre ceea ce astăzi s-a întâmplat în emisiune. Acum, primul subiect de ieri a fost legat de. Zani Culiță și Jador, acest triou, Jador din nou băga la mijloc. Undeva Culiță l-a acuzat pe Zani că Zani ar fi spus lui Jador să îl voteze. Apoi Zani ar fi mers la Culiță și ar fi spus că dacă el este favorit să îl voteze pe Jador, adevărul este undeva la mijloc, nimeni nu-și recunoaște vina. Ce este cerc în echipa lor este mult dezastru. Acum vreau să vă și dumneavoastră în comentarii părerea dumneavoastră legată de discuția dintre Curiță și Zani. Curiță mi s-a părut destul de asumat, destul de corect și a spus că toți cei care au ceva de zis e mai ok să spună în fața Aici vreau să lăsați dumneavoastră părerea dumneavoastră în comentarii și să spuneți dacă ceea ce face Zani este o strategie sau Jador încearcă să elimine câte o persoană cunoscută pentru a rămâne el singur în competiție îmbrăligându-i pe ceilalți. Și acum, dragii mei prieteni, să revenim la oile noastre. Vreau să sau sunt dator la dumneavoastră cu cineva va câștiga în această seară. Eu am postat și pe Instagram și o să postez în continuare pentru că pe Instagram este mai ușor de postat decât de a face vloguri, un vlog îți ia ceva timp să-l faci, iar pe Instagram doar scrii și toată lumea vede, de asta vă și recomand să intrați pe Instagram-ul meu, îl aveți aici în partea stângă de sus, menționez că contul meu de Instagram este privat, nu poate să-l vadă oricine, doar dacă apasă butonul de urmărire și o confirm pentru că vreau să am o comunitate foarte civilizată. Așadar, dragi prieteni, în această seară din ceea ce am înțeles eu, imunitatea va fi câștigată de echipa războinicilor. Ușor, ușor se cam adună acolo neînțelegere. O să vedeți că va fi un haos total în următoarele două zile la echipa faimoșilor. Vreau și dumneavoastră să vă lăsați părerea în comentarii ce părere aveți despre cele două noi concurente. Ce părere aveți despre... Albert, dacă merită să fie favorit la războinici sau nu. Din punctul meu de vedere, nu cred că merită, până la urmă nu este ca social. La Survivor nu vii să stai de milă și așa mai departe, deci din punctul meu nu merită votul publicului. Ok, la început am înțeles și eu, dar până la urmă, haideți să gândim și pe partea sportivă. Este o competiție, până la urmă nu sunt cazuri sociale și normal ar fi ca cel mai bun să câștige. Din punctul meu de vedere la echipa faimoșilor, cei mai buni concurenți în acest moment sunt Jador Cuzani, de departe de restul echipei, vine din urmă probabil Chitoașcă, Elena și așa mai departe și vreau să-mi lăsați și dumneavoastră cei care a stat până la sfârșit părerea dumneavoastră în comentarii eu am făcut aici o parodie legată de Elena, Doamne ajută să mai bag vrăjeală și săptămâna asta să mă victimizez în fața lui Zani, ceva de genul, ca Zani să o înjure și așa mai departe. Vreau să lăsați în comentarii dacă dumneavoastră considerați că Elena joacă teatru sau nu joacă teatru. Eu am înțeles de la mai mulți concurenți cum că Elena ar juca un rol acolo, adică de a se victimiza. Vă aduceți aminte că am toți concurenții care au plecat de la Survivor și a fost în emisiunea la Teo cam toți au spus același lucru despre Elena, că în spatele camerelor este altfel, iar în fața camerelor vrea să pară victimă pentru a câștiga competiția. Dragii mei prieteni, în mare cam acesta a fost vlogul. Dacă dumneavoastră considerați că merită distribuit în grupuri, puteți să-l distribuiți. Mâine o să postez favoriții din Casa Puterea Dragostei. Dragii mei prieteni, numele meu este Alin și vă doresc un weekend pe placul dumneavoastră. La revedere!